Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiune la microfon astăzi în studioul Radio M+. Avem deosebită plăcere să discutăm despre un domeniu nou și pentru mine și pentru dumneavoastră. Vasile Diaconu este invitatul nostru, este cercetător științific la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț. Bună ziua și Vă mulțumesc că ați venit astăzi uh, să ne introduceți puțin în domeniul dumneavoastră de activitate. Bună ziua, și vă mulțumesc eu pentru invitație. Uh, V-aș întreba cum ați ales uh, eu știu domeniul ăsta, cum a, uh, cu, sau domeniul v -a ales pe dumneavoastră? Chiar dacă este o întrebare oarecum standard, uh, eu mi-am ales domeniul acesta și uh, cu riscul de a părea un stereotip, uh, a fost un vis uh, din copilărie. Uh, care o bună parte din timp a fost doar un vis uh, ulterior am lucrat la acest vis și l-am transformat în realitate astfel încât încă din perioada liceului pe care l-am absolvit aici la Târgu Neamț, am știut că voi face cu siguranță arheologie Ce v-a plăcut? Ce v-a atras? Ce e atât de spectaculos în domeniul ăsta? Eu mă refer la faptul că faceți teren, e o muncă de teren. Chiar zilele astea discutam cu cineva așa și am spunea, domnule, munca de teren e foarte, foarte importantă. Majoritatea caută locuri călduțe, locuri... Dacă ar fi să glumesc un pic, eu sunt o persoană care se plictisește cam ușor. Motiv pentru care domeniul acesta mi s-a potrivit ca o mănușă. În sensul că este un domeniu care este foarte interactiv și foarte activ este un domeniu în care în permanență îți solicită gândirea și nu doar gândirea, ci și intuiția. E vorba și de foarte multă muncă. Fără îndoială, e muncă adesea necalificată cu foarte. Da, încercăm să îmbinăm da? și munca fizică cu cea intelectuală, pentru că până la urmă cam asta reprezintă arheologia. Așa cum spuneați, este într-adevăr un domeniu poate prea puțin cunoscut pentru publicul larg. Poate și pentru faptul că s-a mers mult timp sau încă se mai merge pe un stereotip de gândire, în sensul că arheologia și istoria în general este asociată sau sunt asociate cu lucrurile vechi și prin extensie cu Nefolos cele învechite, învechite și lucru total eronat. Nefolositoare. Un lucru nu? total eronat. Pentru că arheologia și istoria în ansamblul ei sunt probabil cele mai importante motoare care ne ajută să ne definim identitatea noastră. Lucru prea puțin cunoscut și asupra căruia nu prea ne îndreptăm atenția. Din acest motiv pentru mine cel puțin este extrem de onorant să fac arheologie, să fac muncă de teren și să scot din tainele Pământ. pământului, da. să scot din tainele pământului, ca da. să fiu așa da. ușor poetic uh, lucrurile celor care au trecut pe în zona noastră cu milenii sau chiar cu secole în urmă. Da, domnul Deaconu, așa este, aveți perfectă dreptate, lumea în ziua de astăzi merge către domenii, așa, cum toată lumea, cum să facem bani, toată lumea, cum să câștigăm mai mult, cum să, ei, dumneavoastră faceți parte dintr-o altă categorie de oameni care căutați, cum să spun, urmele trecutului, urmele istoriei în, în străfundul pământului. Da, probabil. aproape că nu vă înțeleg oamenii, cum tu ești din, din altă dimensiune cu riscul de a fi lipsit de modestie, probabil că e vorba de o anumită doză de altruism. Adică încerc să fac ceva, dar nu neapărat pentru mine, ci pentru ceilalți. Fac și pentru mulțumirea mea, fac arheologie pentru mulțumirea mea, pentru că sunt încântat de descoperirile pe care le fac. Dar descoperirile acestea nu sunt personale, nu le gestionez Duceți doar acasă, pentru mine, evident. Exact. Le Principalul la... lor scop este acela de a ajunge la public într-o formă sau alta fie ca și exponate într-un muzeu, fie material care va fi publicat în lucrări de specialitate, fie, știu eu, informații care vor fi comunicate în cadrul unor uh, simpozioane, conferințe științifice și alte manifestări de acest fel. Bine, și marelui și publicului larg bănuiesc că multe vor ajunge în muzee. Uh, Trebuie să vă spun că și eu acum câțiva ani am descoperit tainele meseriei dumneavoastră la Poiana Cireșului la Piatra Neamț. Am văzut cum se muncește acolo, cum munceau oamenii respectivi, toți cu doctorate și am văzut acolo cu mâinile în pământ, vara la 35 de grade Celsius și au muncit o vară întreagă când alții stăteau bine mersi la soare în altă parte. Tot ce au descoperit acolo au dus într-un muzeu foarte bine știți și dumneavoastră pe la Târgoviște la muzeul civilizației parcă se numește și am descoperit că meseria asta dumneavoastră este într-adevăr un domeniu în care este ceva deosebit și oamenii care fac meseria asta sunt oameni într-adevăr deosebiți. Mulțumim pentru apreciere pentru apreciere într-adevăr da? într-adevăr este un domeniu deosebit este un domeniu interesant. Dar este un, și un domeniu greu. Uh, aminteam la începutul discuției noastre despre faptul că percepția nu este neapărat cea mai îmbucurătoare pentru noi, percepția publică mă refer, uh, și din acest punct de vedere, din ce în ce mai puțini sunt cei care se îndreaptă la ora actuală către arheologie poate și datorită faptului că este un domeniu dificil, așa cum am mai și spus. Ați amintit și dumneavoastră de condițiile în care se lucrează pe un șantier arheologic. Exact. Se, șantier? Lucrează, șantier, se, șantier, lucrează șantier? se lucrează atâta timp cât nu plouă foarte tare și cât pământul nu este înghețat. În rest se lucrează de primăvara până toamna târziu. Fac aici o scurtă paranteză. Noi chiar și săptămâna trecută am încheiat o activitate arheologică aici în zonă. Și, săptămâna aceasta, dacă vremea va fi bună, încă mai avem de lucru pe teren. Motiv pentru care, iată, deși suntem în, la început de noiembrie, activitatea arheologică nu cunoaște opreliști. Da, povestiți-ne puțin despre activitatea dumneavoastră. Cum, eu știu, asta. Cum plecați, la, sau cum mergeți dumneavoastră să căutați undeva, să săpați undeva? luminați ne și pe noi. Cum. Să Sigur că da ăsta. plecați așa adică aveți de unde aveți informații puteți ne spuneți dacă aveți nu informații aș putea spune că arhe... aveți niște hărți secrete. Nu sau aș putea să vă ce... spun că arheologii sunt neapărat niște vizionare adică noi nu prea visăm noaptea și a doua zi uh, punem în practică. Uh, sunt totuși niște parametri pe care un arheolog îi urmărește pentru a identifica, știu eu, situri arheologice sau urme de locuire foarte vechi. Dar, în general, urmele aceste de locuire sunt scoase la iveală fie întâmplător, fie de lucrările agricole, fie prin munca efectivă de teren pe care o fac arheologii sau chiar istoricii. Zona noastră, pentru că toți suntem în Neamț, Târgu Neamț, aș face referire aici că este uh, abundentă în ceea ce înseamnă vestigile. vestigii și siturile arheologice, descoperite, vă spuneam, în decursul timpului. Multe dintre ele sunt uh, destul de bine cunoscute uh, și fiecare arheolog, până la urmă, are un anumit domeniu de interes. Chiar dacă arheologia este. Uh, Cumva, pentru publicul larg, un domeniu relativ limitat, el nu este nici pe departe așa. Cel puțin, arheologia modernă, arheologia actuală, este un domeniu extrem de complex. Nu este un domeniu sec, este un domeniu care implică foarte multă interdisciplinaritate. Adică, e vorba de participarea nu doar a arheologilor, ci a și a unor specialiști din multe alte domenii: biologi, geologi, chimiști, fizicieni. Plecând de la aceste uh, considerente, vă spuneam că fiecare arheolog are totuși un uh, domeniu de interes pe care îl aprofundează pe parcursul meseriei sale. O epocă, o perioadă istorică pe care vrea să o cerceteze cel mai bine. Din acest punct de vedere, eu ca și arheolog uh, interesat mai mult de, de preistorie, de istoria îndepărtată, să spunem așa, acestor locuri, mi-am canalizat în permanență atenția pe identificarea și cercetarea acelor vestigii vechi de, câteva, vechi de câteva mii de ani, vestigii care de cele mai multe ori apar la suprafața solului scoase din nefericire de lucrările agricole. Astfel de că, ce din nefericire? Adică nu indicat ca orice ne venit, Evident nu? că din nefericire pentru că lucrările agricole distrug sistematic siturile arheologice și mai ales lucrările agricole mecanizate care se practică Am de decenii bune la noi, gândiți-vă că au, au distrus o bună parte dintre, dintre situri. Pe baza vestigilor pe care uneori le găsim chiar la suprafața solului, reușim să ne dăm seama de importanța unui anumit sit arheologic și în măsura în care se poate facem demersurile necesare pentru a cerceta măcar parțial acel sit arheologic. Tocmai pentru a recupera cât mai multă informație științifică și cât mai multe uh, vestigii care ulterior să ajungă într-un fel sau altul uh, în atenția publicului. Deci dumneavoastră mergeți mai mult pe zona uh, epocii bronzului? Eu sunt specializat pe epoca bronzului pentru că teza mea de doctorat a fost pe epoca bronzului, dar în general sunt uh, focusat pe arheologie preistorică. Trebuie să facem o paranteză, ați auzit teza de doctorat aici la Complexul Muzeal, cum, cum a spus că se numește exact? Complexul Muzeal Național Nemț. Complexul Muzeal Național, nici eu n-am știut până acum că a apărut și naționalul. Am zis că e ține ca la teatru, știi, de E o bună ministri. ocazie să cunoască să publicul larg, sigur că da. Și aici la, la în cadrul acestui complex de la Piatra Neamț, cu sediul la Piatra Neamț, sunt tineri foarte bine pregătiți în domeniul ăsta. Mai sunt și alți tineri în în, în instituție de Absolut. Avem norocul că la ora actuală majoritatea arheologilor dintre pregătire noi pregătire extraordinară cred că este una dintre instituțiile uh, cu greutate de stat, pentru că tot se vorbește azi în România că la stat uh, nu se muncește, la stat nu nu știu ce se face. Ei bine, să știți la cel puțin la complexul uh, muzeal Național Neamț sunt uh, oameni foarte bine pregătiți și iată oameni care fac teren, sapă la propriu pentru a scoate uh, foarte multe efigii, uh, pe care le puteți vedea și în imaginile pe care dumneavoastră le, uh, le faceți. Uh, foarte interesant că mai aveți timp să și filmați, mai aveți timp să și produceți partea video, uh, ca să se vadă uh, lucrurile astea, să le vadă telespectatorii noștri. Cred că ați văzut și dumneavoastră foarte multe uh, documentare, cum am urmărit și noi în, în copilăria noastră. Dar fără oameni pasionați ca domnul <coughs> Diaconu și alți oameni în domeniile lor, cred că uh, nu am aflat multe lucruri. Și repet, am văzut la Piatra Neamță atunci, la cât am stat eu câteva zile și am văzut cum se desfășoară munca uh, pe șantierele respective și ce uh, lucruri interesante și importante. Ați scos la Iveală. Scoateți dumneavoastră la Iveală, e de domeniul, eu știu, al necrezutului. Ați descoperit, ați găsit și lucruri importante. Ați descoperit câteva, aveți, poate ne povestiți puțin din ce ați scos. Sigur că da. scos? Pentru, pentru arheolog, fiecare descoperire pe care o face este importantă. Chiar dacă revin și spun, poate să par un stereotip verbal, dar chiar așa este, pentru că descoperirile nu seamănă niciodată între ele. Tocmai de aici derivă cumva și fascinația aceasta a arheologiei. Spuneam și anterior, nu ai timp să te plictisești tot timpul, ești într-o anumită dinamică, dinamică pe care ți-o impune inclusiv munca aceasta de cercetare, munca din teren, complexul arheologic pe care îl găsești acolo, vestigiile pe care le găsești, modul cum le interpretezi, câte informații scoți din ele, cât sunt ele de valoroase pentru comunitatea științifică și pentru publicul larg. Uh, cum vor putea ele fi valorificate ulterior. Toate lucrurile acestea, vă spuneam, fac parte dintr-o dinamică extrem de interesantă pentru ceea ce înseamnă uh, munca de arheolog. Dacă ar fi să mă refer strict la activitățile mele și la, la munca mea de, de teren și ca, și ca arheolog, uh, nu pot să spun că nu am fost norocos în anumite situații, în sensul că prin cercetările pe care le-am făcut, chiar am reușit să scot la lumină uh, vestigii deosebit de interesante. Aș aminte aici pentru publicul din zona noastră faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, am reușit să fac câteva cercetări sistematice la Răucești în, prima, în primii ani, deci din 2015 până în 2018 și la Topolița în 2018 și, 2019 și 2020, anul acesta acolo unde am cercetat vestigii ale celebrei culturi cucuteni și la Topolița, în cazul sitului de acolo, vestigii ale culturii anterioare civilizației cucuteniene și anume e vorba de cultura precucuteni. Lucruri cu adevărat importante pentru ceea ce înseamnă mai ales cercetarea arheologică, pentru că Așa cum spuneam, am reușit să aducem la lumină vestigii vechi de 5-6 mii de ani, lucru cu care ar trebui să ne mândrim dacă ar fi să facem o comparație cu arheologia europeană. Cel puțin m-aș bucura să se știe faptul că noi chiar stăm bine la, la acest capitol, în sensul că avem vestigii arheologice care prezintă interes pentru specialiștii din, din exteriorul țării, în special pentru cei din Europa Occidentală. Nu întâmplător, instituția noastră, Complexul Muzeal Național Neamț, cel puțin în ultimii ani, a avut o colaborare extrem de fructuoasă cu specialiști germani. Uh, ei au venit, cred că în ultimii patru ani, cam în fiecare primăvară și toamnă, la noi în Neamț. Bineînțeles, ei, dispunând de o tehnologie mai avansată față de posibilitățile noastre, am reușit să facem o serie de investigații neinvazive în cadrul unor situri arheologice. Uh, investigații care ne-au uh, oferit uh, o altă imagine despre ceea ce, a, despre ceea ce se află în, uh, în subsol. Și ca să vin în completarea ceea ce spuneați dumneavoastră la un moment dat, dacă avem cumva niște hărți secrete, e, iată că nu avem neapărat niște hărți secrete, hărțile sunt cât se poate de publice, în sensul că specialiștii germani, prin uh, tehnologia pe care o folosesc, chiar ne pun la dispoziție un, sol, un soi de radiografie a solului. Care ne arată ce tipuri de vestigii putem găsi în sol, astfel încât atunci când noi facem cercetările arheologice, să mergem la fix și să identificăm și să cercetăm, știu eu, complexe arheologice care ar putea să fie interesante. Spuneți-mi, publicul larg este interesat de domeniul acesta? A spus că ar trebui făcut mai mult. Noi avem această colecție cu cuteni extrem de valoroasă și extrem de importantă pentru, pentru, civilizație, dar nu este cunoscută. Dacă stăm să ne uităm așa, ce puțin din tot ce are galeria uh, complexului muzeal, lumea vine spre cetate, către Carla Casa Creangă, adică comercialul, nu? Din... Nu s-a făcut prea mult în promovare, în domeniul ăsta sau ar trebui să fie? sau un... publicul nu este interesat de ce cu... este foarte... Cu un anumit regret, aș spune, aș spune faptul că, în general, publicul este atras, după cum bine ați subliniat, de lucrurile facile, lucrurile pe care le înțelege foarte ușor. Și într-adevăr o bună parte din public este axat către vizitarea obiectivelor foarte bine cunoscute, cum este Muzeul Cetatea Neam sau Muzeul Memorial Ion Creangă, deși, am mai spus-o și cu alt prilej, asta nu înseamnă că toți vizitatorii care merg la cetate sau la Casa Creangă chiar au un interes aparte pentru aceste monumente. Merg mai degrabă pentru că merg așa cumva în virtutea inerției unii dintre ei, dar noi totuși suntem bucuroși de acest fapt pentru că dacă trec totuși pragul acestor muzee, suntem convinși că rămân măcar cu un minim de informații. Cât despre interesul pentru arheologie și pentru vestigiile arheologice în general Aici este vorba de un anumit tip de educație și în fond și la urmă urmei nu este nevoie să căutăm vinovați. Poate că și nouă ca instituție, ca și arheologi, ca și istorici, ne revine o parte din această vină pentru că nu am reușit de-a lungul generațiilor, să spunem, să transmitem un pic mai mult și să subliniem un pic mai mult importanța acestui trecut al nostru, e vorba de până la urmă de identitatea noastră, dar aici uh, intervine și voința fiecăruia dintre noi, adică dacă uh, într-adevăr ne-am dorit să știm uh, ce suntem în prezent, de unde venim, ce-am fost în trecut, probabil că uh, am reușit să fim un pic mai deschiși la minte și să ne aplicăm măcar puțin asupra a ceea ce înseamnă trecutul nostru. Dar aici vă spuneam... Uh, avem și noi o parte din vină, poate noi, și noi școala. Și... Ah, școala. Noi, vă spuneam, noi ca arheologi, ca specialiști, ca instituții muzeale, o spun la nivel global, nu neapărat uh -huh. în cazul instituției noastre, uh, dar există mai mulți factori care sunt responsabili până la urmă de această, să-mi fie iertată expresia, această indolență față de, de trecut. Uh, Arheologii, cel puțin la ora actuală, din perspectiva publicului, fie sunt priviți ca un fel de Indiana Jones și mari căutători și descoperitori de comori, uh -huh. fie sunt priviți ca un soi de personaje dintre astea care stau ascunse prin niște birouri sau nu-și petrec foarte mult timp pe teren, făcând lucruri neimportante. Aha, se lucruri la, eu știu la meseria lor și. Caută exact. Să Ei, lucrurile acestea sau percepția aceasta cu siguranță trebuie corectată, pentru că ea nu este nici pe departe așa. Vin din acest domeniu, îl fac de aproape 15 ani, uh, știu foarte bine ce înseamnă munca de teren, și foarte bine ce înseamnă munca unui arheolog și tare mi-aș dori ca și din partea opiniei publice să existe un pic mai multă deschidere pentru a cunoaște munca uh, arheologilor. Dacă îmi permiteți o să fac o paranteză, uh, și anul acesta și anul trecut, am lucrat pe șantierul arheologic de la Topolița doar cu adolescenți, cu tineri care aveau peste 16 ani, pentru că legea doar așa ne putea permite să îi angajăm. Și lucrul acesta m-a bucurat enorm pentru că uh, am constatat un interes aparte din, uh, dinspre acești dinspre tineri, acești uh, dorință de muncă, implicare, uh, lucru într-adevăr uh... îmbucurător și într-adevăr greu de găsit la ora actuală pentru că de ce să nu o spunem, o bună parte dintre tineri au cu totul alte preocupări în, în acest moment. Dar iată, există totuși un segment de public, destul de redus, într-adevăr, care are dorință să cunoască. Și asta și spuneam mai devreme, ar fi îmbucurător ca și publicul larg să dea dovadă de un pic mai multă dorință de a de a vedea ce înseamnă arheologia tocmai pentru a-și forma o opinie în deplină cunoștință de cauză pentru că așa doar din ce vedem la televizor, din ce mai auzim noi pe la discuții amicale între unii și alții nu cred că este cel mai sănătos lucru Bine, și cel mai sănă, cea mai sănătoasă modalitate de a ne informa Ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, dar dragostea asta de istorie în primul rând, trebuie să vină din școală dacă obiectul istorie este dat mai la Uh, mai la o parte obiectul și altele cum se dau și alte obiecte uh, că numai matematica și fizica trebuie la nu la examen uh, cu mentalitatea da. asta o să dăm la o parte cam tot și aici într-adevăr există o mică e problemă foarte... nu provin din domeniul deși am fost o perioadă în învățământ uh, și nu are sens să-mi dau eu neapărat cu părerea dar într-adevăr probabil că și în școală ar trebui să se pună un pic mai mult accentul, inclusiv pe, pe latura aceasta a cunoașterii istoriei și nu numai a istoriei, uh -huh. pentru că mă rog, cu riscul de a repeta și de a fi obositor în repetiția mea, sunt totuși elementele noastre identitare. Matematica, fizica, chimia se predă peste tot la fel, peste tot în lume la fel. Teorema lui Pitagora este peste tot la fel. Matematica la fel. Ma Exact. Matematica, da. Limba engleză este peste tot la fel. Nu se predă în, în China nu se predă altfel mm -hmm. limba engleză. Foarte interesant ce Dar, spuneți dumneavoastră. Dar adică istoria, istoria, istoria trecutul nostru este doar al nostru. Am înțeles. Sunt cele important. mai importante elemente identitare ori din păcate avem tendința aceasta să le considerăm uh, neimportante, nesemnificative. Ne uh... Și dacă ar fi să ieșim în fața lumii Vom putea ieși și trebuie să ieșim, și ar fi bine să ieșim doar cu elementele identitare, cu lucrurile care ne caracterizează pe noi. Și vă rog să mă credeți, oamenii din exterior sau o bună parte din oamenii din exterior, și o spun aici prin prisma celui care interacționează cu publicul vizitator al muzeelor sau cu specialiști din domeniul arheologiei, acest public chiar. Manifestă o, un interes aparte pentru trecutul nostru. Ori este ușor stânjenitor să vedem interes din partea străinilor și mai degrabă dezinteres din partea cu naționalilor noștri. Da, e foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Vedeți că e un dezinteres în ultimii ani, așa pentru că e un dezinteres pentru România. Hai să plecăm din țară. Țara asta nu ne mai oferă absolut nimic. E. Cum e, da? și probabil din cauza asta oamenii nici nu mai au dorința de a se uita puțin în, în istorie. Dar e un semnal bun. Ia s-a întors, costumul național românesc a început să fie privit altfel. Întoarcerea aceasta la tradiție, cred că iată. Ne va, ne va ridica în, în ochii europenilor pentru că și-au dat seama și românii care sunt prin străinătate că au și ei cu ce să iasă în față și Sigur că. E, un lucru, e, e un lucru important. Apropo, dacă ne puteți spune așa de interacțiunea cu, cu oameni, așa când vin la, la muzeu, ei ce sunt interesați să afle? Dacă le dați prea multe date tehnice, mh, să le dați așa, eu știu, povești, nu? Cum ce vrea vizitatorul la muzeu? De fiecare dată încercăm să ne adaptăm discursul categoriei de public cu care interacționăm. Uh, nu poți atunci când îți vin, știu eu, copiii din clasele primare, nu pot să ai un uh, discurs sau să faci un ghidaj foarte tehnic, foarte complex și foarte plin de detalii, pentru că ei, în primul și în primul rând, nu au noțiuni de istorie foarte nimic, multe da. și atunci nu ar înțelege uh, mai nimic, motiv pentru care de, uh, noi, eu și colegii mei, încercăm să ne adaptăm discursul astfel încât ei să vadă uh, muzeul, obiectele din muzeu puse într-o într poveste, într-un anumit context. Uh, nu degeaba în ultimile decenii, în ultimii ani, majoritatea muzeilor, inclusiv muzeile de la noi, uh, au pus accentul pe ceea ce înseamnă reconstituiri. Uh, adică muzeul nu trebuie privit uh, doar ca pe o înșiruire de obiecte puse în niște vitrine și uh, cam atât. Uh, în, Multe dintre muzee, vă spuneam, există foarte multe reconstituiri ale unor locuințe, ale unor știu eu alte structuri cu caracter istoric, care cu siguranță îi ajută pe vizitatori să înțeleagă un pic mai bine anumite aspecte ale trecutului. Așa este. Sunt, sunt într-adevăr lucruri importante. Ar trebui să să apelăm la istorie pentru că uh, dumneavoastră spuneți de vechime, de ani, din epoca bronzului, dar vedeți dumneavoastră uh, măcar o istorie a ultimii 100 de ani, aș spune eu, să fie cunoscută cât de cât, pentru că vedeți că evenimentele se, se repetă în, în, în ultimii ani și ne întrebăm de ce, pentru că nu cunoaștem istoria. Dacă ar fi să... Să-l parafrazăm mi... pe Iorga. Asta pe de o istoria parte. Se repet. Și pe de altă parte, dacă ar fi să fac referire strict la domeniul meu, o spun pentru publicul larg, să știți că există și o ramură a arheologiei care se numește arheologie industrială, adică arheologie nu înseamnă cercetarea unor vestigii doar de acum câteva mii de ani, sau de acum câteva secole, ci se poate face arheologie inclusiv în, știu eu, clădiri, monumente care au 100 de ani sau chiar mai puțin. Ceea ce, vă spuneam, se numește arheologie industrială. Din păcate, pentru România, domeniul acesta încă este unul nou, dar în Occident se practică de decenii bune și rezultatele sunt încurajatoare. Nu ne-ar împiedica nimeni, de exemplu, dacă ar exista uh, posibilități sau resurse, să facem arheologie, știu eu, pe linia frontului, pentru că linia frontului trece pe lângă Târgu Neamț. Uh, Unele dintre cazemate încă se mai păstrează, chiar dacă au fost distruse în timpul războiului. Uh, tranșee, diverse alte structuri militare care pot fi cercetate, inclusiv arheologic. Doar că aici ne mai trebuie... Cercetate și date, uh, cum să spun... In într-un circuit, eu știu dacă vreți turistic, pentru că lumea nu vrea să vadă blocuri sau eu știu ce s-a mai construit așa, ce vile s-au construit prin Târgu Nean sau prin eu știu prin România, vrea să vadă lucruri, da? Totuși lumea caută istoria, caută trecutul să-l vadă Sigur. oriunde. Oriunde te duci, cauți să vezi Trecutul. Da, într-adevăr, noi la acest capitol încă mai avem de lucrat la ceea ce înseamnă valorizarea trecutului. Valor, exact. Spre Valor. deosebire de, de alte țări, nu doar din Occident, și în alte zone ale lumii, unde trecutul istoric este folosit ca un important motor al turismului. La noi încă mai avem de lucrat la acest capitol, dar. Revin și spun: trecutul istoric, siturile arheologice, monumentele istorice trebuie incluse într-o viitoare strategie turistică națională, astfel încât importanța lor să nu fie diminuată, ci din contră să, să fie sporită. Da, e adevărat, adică nu numai munții, nu numai pensiuni, nu numai și astea, dar uh, pentru turism trebuie să fie și o altă hrană spirituală, adică dacă vii la Târgu Neamț, Uh, nu ocoli da, acest uh, muzeu de istorie și uh, etnografie pentru că uh, vei avea surprize dintre cele mai uh, plăcute. Aici, da, cred că statul trebuie să facă mult mai mult, să scoată, eu știu, să, să le promoveze, să le, uh, eu știu, uh, prezinte. Și dacă tot uh... Muzeile, vă rog. Dacă tot ați făcut referire la promovare și ați amintit de Târgu Neamț tot pentru publicul larg, ar fi bine să precizăm faptul că, deși este un oraș mic de provincie, stă foarte bine la capitolul muzee. Avem patru unități muzeale importante la Târgu Neamț, care chiar merită vizitate, dintre care două sunt arhicunoscute, vorba de Muzeul Cetatea Neamț și Muzeul Memorial Ion Creangă de la Cumulești. Dar pe lângă acestea, la Târgu Neamț mai poate fi vizitată și Casa Memorială Veronica Micle și Muzeul de Istorie și Etnografie. Deci sunt, sunt lucruri importante. Aici nu cred că trebuie să căutăm că e orașul mare și orașul mic. Nu, sunt lucruri dar trebuie să fie promovate și trebuie să fie văzute, pentru că vedem la copiii noștri că nu mai știu lucruri eu știu esențiale acum... 30 de ani pe care le foloseau oamenii la țară. În ritmul ăsta, o să se rupă total de. Și văd că încet, încet, cam tinde lumea să se întoarcă, da? Ce am aveți căzut, dumneavoastră aici în, în muzeu. Am căzut pradă tehnologiei și poate din acest motiv uh, mulți dintre noi consideră că tehnologia este totul și că tehnologia poate suplini totul. Uh, din păcate, se va dovedi și se dovedește că nu este chiar așa omul nu va putea fi înlocuit niciodată de nimic. Uh -huh. Anumite activități umane, da, pot fi înlocuite de tehnologie, pot fi suplinite, pot fi îmbunătățite de tehnologie, dar activitatea mintea umană în general nu va putea fi înlocuită niciodată. Motiv pentru care eu zic că e necesar un anumit tip de echilibru și în ceea ce înseamnă importanța tehnologiei, dar și dorința aceea efectivă de cunoaștere prin alte metode, nu neapărat bazându-ne doar pe cunoașterea prin intermediul tehnologiei. Pentru că acolo este vorba, într-o anumită măsură, subliniez într-o anumită măsură, este vorba și de un tip de dezumanizare. Acolo nu mai gândim noi, ci cu ajutorul da, unor butoane obținem un set de informații. Aici aveți perfectă dreptate. Uitați-vă ce, ce, se întâmplă cu școala în online. Nu mai înțelege absolut nimic. Până mai ieri copiii erau, cum să spun, tot timpul pe gadgeturi. Acum spun că nu mai poți sta pe ghideturi, că deja îi oposește. Da, sunt lucruri inedite din, din viața noastră. Muzeul, uh, muzeele acum sunt închise, în perioada asta de pandemie. cum? Uh, muzeele sunt, sunt deschise. Muzele deci, uh, sunt deschise cu respectarea normelor sanitare da. binecunoscute. cunoscute. Cu, mască, cu sigur că toate cele. da. Îndeplinim toate condițiile pentru vizitare. Doar atât, singura excepție este aceea că nu putem primi grupuri de vizitatori, dar. Uh, Individual, muzeul poate fi vizitat. Am înțeles. Se simte o, o scădere sau. O, da? E evident că se simte o scădere, pentru că o bună parte din publicul nostru vizitator era reprezentat de elevi, copii în general, grupuri uh -huh. care veneau în mod special la Cetate și la Casa Creangă. Ori, anul acesta, situația a fost așa cum bine o cunoaștem cu toții, și atunci s-a înregistrat într-adevăr un anumit regres în ceea ce înseamnă numărul de vizitatori. Ideal ar fi și speranța noastră este să depășim și aceste vremuri mai grele și să putem reveni la, la situația normală pentru că revin și spun muzeele noastre nu doar din Neamț, dar fiind de aici trebuie să trag foc la a oala noastră, uh, muzeele din Neamț chiar au un uh, potențial care merită să fie cunoscut. Uh -huh. e, există o anumită diversitate muzeală până la urmă în, în județul nostru, uh, lucru care ne face cinste, ne onorează și care e un mare plus pentru ceea ce înseamnă turismul acestei zone. Da, trebuie să spunem că uh, centrul uh, muzeal național uh, Piatra Neamț, neamț uh, este, stimați-le din punctul ăsta de vedere, îmi spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii noastre, uh, printre cele mai importante din uh, Moldova. Printre cele mai importante din Moldova și cu siguranță printre cele mai importante din țară. Dacă ar fi să facem o statistică, uh, cred că sunt, știu eu, maxim 15 muzee naționale la nivel de țară. Ori noi ne situăm printre acestea lucru care este extrem de îmbucurător și pentru publicul dumneavoastră o spun, s-a ajuns la acest statut tocmai datorită patrimoniului pe care Complexul Muzeal Național Neamț îl gestionează și bineînțeles și pentru unele dintre obiectivele noastre muzeale, cum ar fi Muzeul Cetatea Neamț, Muzeul Memorial Ion Creangă de la Humulești și Muzeul de Arte Neolitică din Piatra Neamț acum am văzut că sunt ceva lucrări acolo la Piatra Neamț dar repet avem, avem din punctul ăsta de vedere o cum să spunem, o ofertă foarte bună pentru, pentru turism pentru că turiștii caută lucruri dar iată, nu li se pune această ofertă a muzeilor din în față, adică sunt altele. Da, poate pentru că, așa cum spuneam mai devreme, e vorba de o percepție publică ce necesită a fi îmbunătățită și corectată. Da. Muzeele au fost privite în general, după cum spuneam, ca ceva așa, aflat în subsidiar. E, adică e o idee. Ele e, e bine că există, să le lăsăm să existe, dar da, acum la, să period. nu ne străduim foarte tare să le descoperim. Asta o spun pentru ceea ce înseamnă majoritatea publicului. Nu spun că toată lumea face așa. Nu, da. Pentru perioada asta complicată, când terasele nu sunt, când restaurantele nu sunt, când nu ai nicio oportunitate, mă gândesc da. că o. Muzeele pot să fie o foarte bună o alternativă. O foarte bună idee de a ieși din casă și a, a vedea ceva, a, a înțelege ceva. Asta de vorbă cu dumneavoastră, care sunteți specialiști și puteți să dați foarte multe relație, adică te poți îmbunătăți, nu, din punctul ăsta de vedere. Doar dacă ai o, vrei. o ocazie, da, asta era ideea că ai ocazie acum să faci niște lucruri pe care nu le-ai făcut. Ia încercați, nu? eu nu zic de de muzeul muzeile, orice muzeu, absolut. Din orice oraș, de oriunde sunteți dumneavoastră și încercați să mergeți da. la un muzeu adică... pentru că E o variantă. Puteți evada. Da? Nu vedeți peste tot cu mască. Cu... Bine, și aici cu mască, că asta e. Fără mască nu, nu se discută. Dar uh, un muzeu este, este o idee. E bine să nu plecăm de la idei preconcepute. Adică nu mă duc într-un muzeu pentru că nu am ce să văd acolo. I-aș sfătui pe, Sau mai fost. pe toți privitorii da. și ascultătorii dumneavoastră să încerce. Să meargă măcar o dată. Dacă nu le va plăcea, Asta e până la urmă, au pierdut câțiva lei. Dar șansele sunt extrem de mari să le placă. Șansele sunt extrem de mari să plece cu informație de acolo, să, să descopere lucruri pe care le-au văzut la bunici, să-și amintească cumva de propria copilărie și tot este un câștig. De asta militez pentru înlăturarea ideilor preconcepute da. și. Pur și simplu să fie un act de, de voință. Adică, nu cred că uh, este o mare tragedie să ne pierdem jumătate de oră din viață, în condițiile în care ne pierdem ore întregi pe rețelele de socializare, da? uh -huh. să ne pierdem o jumătate de oră să intrăm într-un muzeu. Asta e, până la urmă, nu ne place, nu ne place, dar eu zic că merită și s-ar putea să ne placă. Da, bine, <laughs> mergem pe. pe eu știu, sfatul dumneavoastră al specialiștilor, e o ocazie să mai diversificăm puțin lucrurile, să mai ieșim din, eu știu, din ceea ce trăim acum și un muzeu poate fi, eu știu, o altă lume pentru o jumătate de oră, cum spune domnul Diacon, o jumătate de oră, o oră, să fie un câștig pentru, pentru dumneavoastră. Absolut. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Diaconu. Am aflat, într-adevăr, lucruri inedite despre oameni, eu știu, care au alte preocupări față de marea majoritate a oamenilor de, eu știu, de a face altceva concret și anume bani, afaceri. Dumneavoastră, căutați istorie. Au și este importanța lor, la fel cum și istoria și trecutul nostru are importanță are importanță. Fără îndoială. Aveți o... Munca dumneavoastră are o importanță deosebită. Mă uitam și cei care, eu știu, caută morții, crimele comunismului, da? Și sunt scoși la suprafață, îngropați, creștinește și așa mai departe. Sunt lucruri care, iată, Absolut. Spun multe despre istoria trecută. Ne oprim aici cu invitatul nostru de astăzi, domnul Vasile Diaconu, este cercetător științific, doctor, nu? Cam așa este titlul. Văd că sunteți și foarte modești acolo la centru muzeal. Centrul muzeal de istorie și etnografie Târgu Neamț, din cadrul complexului Muzeal Național Neamț. Vă mulțumesc foarte mult. Rețineți invitația noastră sau propunerea pe care vă face domnul Diaconu și anume o ieșire la muzeu. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept. Cu mare drag. La revedere.